Bună ziua, bine ați venit pe canalul meu. Primele vaduri făcute cu rarița, deci până acum n-am mai făcut vaduri, le mai făceam din sapă, așa că nu prea am pus mult, decât așa câteva din fiecare. Aici l-am cam strâmbat că vadul ăsta, dar se îndreaptă la cu sapa. Primele vaduri făcute pentru a planta legume pentru casă. Nu mă gândeam că merge așa super bine, le făceam din sapă, era greu într-adevăr, dar merge super, super, super bine. Nu, din păcate nu am trepied la telefon ca să pot să filmez când merg, nu are cine să mă filmeze. Mi-a căzut și s-a rupt, trebuie să dau comandă de un trepied. Rarița e o rariță de Ruris, chiar foarte bună. Chiar foarte, foarte, foarte mulțumit de ea unui vecin. Foarte mulțumit de ea. Merge chiar foarte bine, se vede că e calitate. Tabla e groasă, reglabilă. Eu zic că ia sunt niște vaduri super ok. O să-l fac cu sapa lacre, unde vin robineții, ca să pot să mă împing cu furtunul într-o parte și în alta, și nici nu ne-a așteptat de bine. Merge foarte bine rarița, își face treaba super. Nu mă așteptam, n-am mai făcut până acum vaduri. Chiar sunt foarte mulțumit. Și de rariță și pe viitor cred că am să-mi cumpăr și eu una, ceva gen. Chiar te ajută foarte mult, decât să le faci cu sapa. Păi îți trebuie o grămadă de timp și efort ca să le faci. Într-adevăr, iasă cam mari, dar nu mă încurcă cu absolut nimic. Nu mă încurcă cu absolut nimic. Astăzi e vremea cam... A fost frig, a fost mai frig astăzi. A ieșit și fasolea. Și facem treaba aici în grădină. Mai am partea asta de făcut vaduri. Ies puțin din timp, dar probabil am să le ud înainte de a pune. Chiar am rămas impresionat de rariță. Da, trebuie neapărat să-mi iau și eu. O rariță te ajută extraordinar de mult. Foarte mult te ajută. Pomișorii am stropit. Un prun ăsta mi s-a prins, mai am un prun acolo care nu s-a prins. Probabil la anul ăsta, la toamna, am să pun altul. Ăsta s-a prins. Arată foarte bine și merișorii. Tăiat de domnul Gabi, i-am stropit, i-am aranjat. De acum să vedem. Am înțeles că trebuie să le dau niște calciu cu magneziu. Probabil de la zeolit e ceva, parcă sau cam ceva de gen cu Z ceva. Am să mă interesez să iau, dar am să sun pe domnul Gabi să-mi zică și mie cu ce dă el pe pomi, pe livadă, ca să iau și eu. Deocamdată lucrurile sunt făcute la timp, tratamentele sunt la zi cu ele, nu am sărit absolut deloc.
niciun fel de tratament. Cireșul l-am mai curățat, că era ăsta mare, mai avea uscături și nu le-am văzut asta toamnă ca lumea. Asta toamnă. Un gutui acolo. Hai, ducelul își face treaba în continuare, fără niciun fel de problemă. Am mai pus astăzi, am făcut pe aici, o să rămână potecă. Trebuie să mai pun un robinet și o țeavă acolo. Am prins robineții și cu ăsta, am bătut niște fier, niște țeavă de fier în pământ și le-am prins și am pus asta de 110 ca să vadă mai frumos țeava asta. Asta mai mult de estetic. Și ca să pot să-mi fac treaba, să aud cât mai comod. Stăteam cu butoaie, stăteam umplute cu apă pe aici. No, așa, ai venit cu furtunul, ai pus, ai udat și pomișorii, și la pom trebuie să fac o instalație pe împicurare, dar am să văd. Depinde în funcție de timpul care l-am. O să le fac și o instalație pe împicurare. Roșiile, am să pun niște roșii acolo, dar aș vrea să le pun mai grupate ca să le pun prasă de umbrire, pentru că așa face lumea. Soarele puternic le arde. Nu pot să filmez, n-are cine să mă filmeze. Ca să pot să... Da, cred că am să pun pe buturug acolo și am să încerc să vedem dacă pot să fac o filmare.